Dinți fix în 24 de ore, se poate, e și corect. Sunt sigură că ați văzut reclama asta peste tot pe internet, așa că astăzi vreau să vorbim despre ce presupun dinții fix în 24 de ore, dacă este o variantă optimă, ce repercusiuni ar putea avea și unde să faceți lucrul ăsta. Uitați-vă până la final ca să vedeți răspunsul. Ai rămas fără dinți sau dinții tăi se mișcă atât de tare încât probabil că îi vei pierde, există variante de tratament pentru tine. Cele mai frecvente 3 variante folosite sunt următoarele. 1. O proteză dentară. Asta înseamnă niște dinți de plastic sau rășină puși pe un suport care imită culoarea gingiei. Proteza care se pune, care înlocuiește dinții de sus, se lipește de cerul gurii, poate fi puțin mai inconfortabilă în sensul că nu mai simți atât de bine gustul și nu mai simți atât de bine variația de temperatură din moment ce ea îți acoperă cerul gurii, dar este o soluție de tratament. Aici trebuie să știți că protezele sunt mobile, se numesc proteze mobile, asta din cauza faptului că se îndepărtează în fiecare zi și după masă, se spală și se montează înapoi pe gingii. Varianta a doua, ceva mai confortabilă decât prima variantă, este reprezentată de proteze fixate pe capse, magnet sau alte dispozitive de fixare a lor. Se introduc în osul pacientului 2 implanturi mici, mult mai mici decât implanturile dentare pe care le folosim în mod normal, iar în implanturile respective există diverse sisteme speciale, le numim noi. Fie capse, care există și în interiorul protezei, fie magneți, așa încât în momentul în care proteza se pune pe gingie și pe mini-implanturile respective, să aibă o retenție mai mare, adică să stea mai bine în gură. La fel, acestea sunt proteze mobile, care se îndepărtează, se curăță și se montează la loc în gură. Varianta a treia despre care vreau să povestim astăzi este un trend tot mai cunoscut și mă bucur foarte mult de asta. O să-l găsiți sub numele de dinți fix și 24 de ore sau all on 4, all on 6. Asta înseamnă toți dinții pe 4 implanturi sau toți dinții pe 6 implanturi. Și astăzi o să vorbim despre acest tip de tratament stomatologic, cum se întâmplă, care sunt indicațiile sau contraindicațiile după tratament și beneficiile pe care le ai în raport cu celelalte două variante de proteze simple menționate anterior. Ce înseamnă all on 4, all on 6 sau de ce se numesc așa? După cum o povesteam înainte, sunt toți dinții pe 4 sau 6 implanturi. Toți dinții înseamnă că lucrarea protetică pe care o veți primi pe implanturi e ca o potcoavă care are dinții voștri, 12 la număr, fixați pe o bază roz ca să imite gingia, iar această potcoavă, această punte totală, cum o numim noi, se înșurubează în implanturile pe care le aveți montate în os. Aceste implanturi, de regulă, sunt 4 la număr pentru arcada de jos, pentru mandibulă, pentru că osul este mai dens și se consideră că sunt suficiente pentru a susține cei 12 dinți pe care îi vom monta ulterior, iar la arcada maxilară, adică arcada superioară, se montează 6 implanturi de obicei pentru că osul este un pic mai poros și avem nevoie de o stabilitate mai bună a implanturilor pentru a susține lucrarea protetică definitivă. Să spunem că ești într-una dintre situațiile amintite anterior în care nu mai ai dinți sau dinții pe care i-ai urmează să-i pierzi în foarte scurt timp pentru că nu se susțin în os. Ai nevoie de all on 6 sau all on 4. Hai să vedem care sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi. În primul rând trebuie să mergi la o consultație la un medic protetician care te vede împreună cu un medic chirurg. Pentru că acest tratament are două etape. Etapa de planificare, etapa de execuție chirurgicală și apoi etapa protetică. În primul rând este nevoie de un computer tomograf, un CT, care este o investigație tridimensională prin care noi vedem exact cantitatea de os, cum sunt dinții, unde sunt poziționați și detalii din osul tău. Și de ce e foarte important să știm lucrul ăsta? În momentul în care se inseră implanturile, trebuie introduse într-o cantitate corectă de os pentru ca ele să fie susținute. Și atunci trebuie să știm exact unde se inseră implanturile, trebuie să știm dacă dinții existenți au infecții pentru a fi curățate și mai trebuie să știm unde există sinusurile maxilare și dacă avem spațiu acolo sau dacă avem nevoie să creștem cantitatea de os din jurul lor. Etapa chirurgicală poate fi cea care vă dă cele mai multe emoții, dar trece repede. Este o operație de 1-2 ore, maxim 3, în funcție de dificultatea cazului. Etapa chirurgicală presupune extracția dinților care au rămas, introducerea implanturilor la locurile alese de medicul chirurg și după caz se pot face adiții
lichid de os, se pot pune membrane, se poate ridica sinusul sau orice alte intervenții necesare pentru ca această procedură de all-on, 4 sau 6 să fie corectă pentru tine. După ce au fost inserate implanturile, intră în scenă proteticianul. Medicul protetician vine și ia o amprentă pe implanturile tocmai inserate de chirurg pentru a putea fabrica în câteva ore până la maxim o zi dinții provizorii pe care tu îi vei purta timp de 6 luni. Practic, a doua zi de la operație, tu vii la medicul protetician care îți va înșuruba această punte provizorie despre care povestesc, pe care o vei purta timp de 6 luni. Este important să știi că pe toată perioada operației nu vei simți deloc durere, vei simți doar presiune. Vei avea anestezie locală, adică anestezie făcută acolo unde se va lucra, și în plus de asta sunt mulți medici chirurgi și pacienți care optează pentru o sedare intravenoasă. Pur și simplu, un medic anestezist îți pune pe venă o substanță care te liniștește așa încât tu să fii relaxat în timpul operației, să te simți confortabil, atât tu cât și medicul chirurg pe care îl ajut să-și facă treaba foarte bine. Este foarte posibil ca după operație, a doua și mai ales a treia zi, să te umfli puțin. E normal, s-a lucrat foarte mult acolo, o să ții comprese reci în zona respectivă, pot apărea vânătăi, dar nu este un motiv de îngrijorare pentru că în scurt timp te vei simți ca nou și vei avea mulți dinți fixi pe care să-i poți folosi, atât pentru a amesteca, dar mai ales pentru un aspect natural. La 6 luni de la operație, revii la medicul protetician, care îți va deșuruba dinții provizorii pe care i-ai purtat tot acest timp, îți va lua o amprentă pentru lucrarea finală. Această lucrare protetică finală poate fi din mai multe materiale, te sfătuiești cu medicul tău protetician legat de acest aspect, durează undeva la maxim o săptămână ca această lucrare care să fie gata, iar tu vei avea o dantură impecabilă. Care sunt beneficiile acestei proceduri all-on-4, all-on-6 în raport cu celelalte variante de proteze mobile? O stabilitate mult mai bună a dinților pe gingii și o securitate, adică ești în siguranță că nu ți se desprind sau nu ți joacă protezele. Se îmbunătățește confortul tău, pentru că atunci când mesteci, datorită faptului că dinții sunt conectați de osul mandibular prin, sau maxilar prin acele șuruburi, implanturi, o să ai o senzație naturală de a amesteca ca atunci când ai dinți naturali. Poți să mușci și să mesteci mult mai ușor având o proteză definitivă pe implanturi decât atunci când ai avea o proteză mobilă care nu are ancoraj pe nimic. Se păstrează cantitatea de os pe care îl ai la nivelul maxilarelor. De regulă, dacă pui o proteză mobilă, se tasează, se bătătorește osul respectiv și se resoarbe foarte, foarte mult în timp, făcând dificilă în anii ulteriori purtarea acestei proteze. Se îmbunătățește, bineînțeles, felul în care vorbești. Limba articulează pe dinți pentru a forma cuvintele, pentru a le formula așa cum le auzim cu toții, și în momentul în care ai toți dinții corect montați, o să vorbești ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Bineînțeles că acest tratament, această proteză pe implanturi fixe are o durabilitate în timp mult mai mare decât a unei proteze mobile. Atunci când folosești dinți din ceramică, așa cum sunt dinții finali pe care îi facem pe All-on-4, All-on-6, rezultatul estetic este mult, mult superior unor dinți pe care îi montăm pe o proteză mobilă. Chiar dacă aceste coloane protetice fixate pe implanturi au o durată de viață mai lungă decât a protezelor, este foarte important să veniți la fiecare 6 luni la control la medicul dentist și este foarte important să faceți igienizarea pe care o face orice om cu dinți în gură la fiecare 6 luni. În plus de asta, și acasă igiena trebuie să fie corectă, pentru că e important ca gura să fie curată, gingiile să fie curate, pentru a nu fi afectate în timp implanturile pe care stau aceste punți definitive. Chiar dacă dinții ceramici nu poate să facă carii, sănătatea gingiilor tale este foarte importantă. O să vă arăt pe scurt un caz realizat în clinica dentalist care este în curs de desfășurare. Pacientul s-a prezentat în clinica noastră fiind un pic înfricoșat să nu cumva să-și piardă dinții și dorind să poată să zâmbească ca înainte și să poată să mestece fără a-i fi teamă că se strică ceva. Aceasta este imaginea pe care am avut-o inițial. Am văzut retragerea gingiilor, faptul că dinții par mai alungiți și faptul că dinții se mișcau și am hotărât să facem un computer tomograf și o radiografie pentru a vedea exact
cum arată osul. Aici aveți radiografia pe care am realizat-o. Aici se vede clar că osul este foarte, foarte retras, așa încât singura soluție de tratament de durată pe care am putut-o recomanda pacientului a fost înlăturarea dinților existenți, care erau compromiși, și recurgerea la tratamentul All-on-4, All-on-6. 4 implanturi pentru arcada de jos și 6 implanturi pentru arcada de sus. Aceasta este o radiografie realizată imediat post-operator, adică în momentul în care s-a încheiat operația și a fost luată amprenta despre care vă povesteam, am făcut această radiografie să vedem exact cum au fost realizate implanturile. Este o metodă de verificare foarte sănătoasă pe care o practică medicul chirurg. Poza de final, realizată a doua zi după operație, aceștia sunt dinții fixi pe care i-am realizat pentru pacient. Sunt potriviți în mușcătură așa încât să fie confortabil cu dinții, să-i poată folosi pentru a amesteca, pentru a zâmbi, pentru a vorbi corect. Aceasta este o punte ușoară din plastic pe care pacientul o va purta timp de 6 luni după operație pentru a ajuta la integrarea implanturilor. După 6 luni, pacientul revine în clinică pentru amprentă și pentru realizarea dinților definitivi, care vor avea o estetică mult îmbunătățită. Suntem nerăbdători să treacă cele 6 luni de vindecare pentru a vedea rezultatul final. Aștept întrebările voastre în comentarii, întrebări legate de implanturi sau despre această procedură despre care am povestit, și revenim cu un clip explicativ pentru a vă răspunde tuturor nelămuririlor voastre. Eu am fost Alexandra Mircea, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Ciao!